Textele profetice sunt dintre cele mai greu de digerat și, ca urmare, cele mai puțin citite. Dar și acestea aduc lumina asupra caracterului lui Dumnezeu și a relației lui cu omul. Preotul și prorocul erau puși în funcție să aplice legea lui Dumnezeu înaintea poporului. Preotul avea rolul să țină pe israelit în cadrul legământului, să modereze și să conducă poporul în relația lui cu Dumnezeu. Prorocul, de cealaltă parte, avea rolul să-l readucă pe om înapoi la legământ, să confrunte poporul cu privire la conduita lui, să cheme poporul înapoi în relație cu Dumnezeu, pentru ca blestemele să nu se abată peste el. De aceea, prorocul este cel care vorbește oamenilor din partea lui Dumnezeu. În săptămânile următoare ne vom opri în dreptul câtorva scrieri profetice, nu pentru un studiu exegetic aprofundat, ci mai degrabă pentru o abordare tropologică, adică să căutăm învățăturile morale din textul profetic, încercând să găsim și să auzim vorbirea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii de astăzi. Prorocia lui Ioel, ziua lăcustelor. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama, toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma. De ce să povestească generațiilor următoare? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. A trecut și gata, nu? De ce ne îndeamnă textul să povestim celor ce vin după noi? Tocmai pentru faptul că evenimentul istoric conține învățătură pentru cei ce urmează să umble cu Dumnezeu. Profeția lui Ioel nu este ceva învechit, neactual. Știu, unii am putea spune că cuvântul ieșit de la Dumnezeu prin Ioel a fost pentru Iuda, atunci și acolo. Este adevărat. Lor le-a sunat în primul rând. Dar de ce l-ar fi lăsat Dumnezeu în Sfintele Scripturi acest cuvânt, dacă nu ar mai avea nimic de zis pentru noi, oamenii din secolul 21? Învățătura? Cel mai mare bine pe care îl poți face generațiilor care vin după tine este transmiterea intervențiilor lui Dumnezeu în viața poporului său și în viața ta personală, astfel încât aceștia să se poată bucura de Dumnezeu și să poată evita eșecurile ce le-ar fi putut sta în drum. Povestești copiilor tăi intervențiile lui Dumnezeu în viața ta? O faci? Localizarea istorică îl trimite pe Ioel pe vremea lui Atalia și a lui Ioas, anii 835-796 înainte de Hristos. Întâmplarea istorică o știm. Atalia, văzând că fiul ei Ahazia a fost omorât, a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda și preia tronul. Doar micul Ioas scapă, ascuns fiind de sora lui Ahazia, soția preotului Jehoiada. După câțiva ani, Ioas, cu ajutorul lui Jehoiada, revine la tron susținut de acesta. Prima parte a domniei regelui Ioas, câtă vreme a trăit preotul Jehoiada, Ioas, ne spune Scriptura, a făcut ce este bine înaintea Domnului. A restaurat casa Domnului și funcția ei. Din păcate, după moartea preotului Jehoiada, Ioas s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și textul Scripturii ne spune așa în 2 Cronici 24:19. Atunci, Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Așa că, într-un astfel de moment, într-o astfel de atmosferă, vine anunțul lui Dumnezeu prin prorocul Ioel. Și acesta sună așa. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec. Ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Plaga lăcustelor este rezultatul neascultării poporului de chemarea lui Dumnezeu, de invitația lui. În alte cuvinte,
Dumnezeu nu lasă neascultarea nepedepsită. Ar putea fi o lecție pentru noi cei de astăzi. A fost vorba de un atac de lăcuste? Sau doar o metaforă care să spună despre o invazie armată peste Iuda? Sau amândouă? Textul ne permite să înțelegem că a fost vorba de amândouă. Întâi, invazia de lăcuste, apoi, mai târziu, babilonienii care au ras toată țara, asemenea lăcustelor. Capitolul 1 descrie ruina adusă de lăcuste, iar capitolul 2 din Ioel, ruina adusă de babilonieni. Haideți să căutăm învățăturile morale din spatele acestui eveniment, năvala lăcustelor. Experiența noastră cu lăcustele este una foarte limitată. Le cunoaștem doar ca pe niște insecte individuale, de vreo 6-7 cm, inofensive, nu poartă boli, nu atacă oameni, nu mușcă. Lăcusta trece prin câteva stadii de dezvoltare, numite chiar de textul biblic. Gazam, arbeh, ielec, hasil nu sunt tipuri diferite de lăcuste, ci stadiile diferite de dezvoltare prin care trece lăcusta. Din momentul în care iese din pământ și nu poate zbura, apoi devine tânără, apoi cresc aripile, apoi zboară în roiuri și nimicește tot. O descriere arabă a lăcustelor spune că acestea au caracteristicile a 10 animale. Fața unui cal, ochii elefantului, gâtul unui taur, coarnele unei căprioare, pieptul unui leu, burta unui scorpion, aripile unui vultur, coapsele unei cămile, picioarele unui struț și coada unui șarpe. Lăcustele, sau mai bine zis, puterea lor, stă în numărul lor. O lăcustă de una singură este inofensivă. În schimb, un roi de lăcuste este devastator, pentru că puterea lăcustei stă în numărul lor. Un roi poate ajunge la 20.000 de milioane de lăcuste. Mănâncă 60.000 de tone de vegetație pe zi. Pot parcurge 500 de kilometri pe noapte. Pot acoperi zone de până la 250 de kilometri pătrați. Există descrieri antice ale atacurilor lăcustelor care înegreau cerul. Zgomotul lor aducea cu zgomotul unui regiment de cavalerie și se auzea de la 5-6 km distanță, ne spun scrierile antice. Orice încercare de oprire a lor era destinată eșecului. Oamenii săpau șanțuri în calea roiului, le umpleau cu uscături și le dădeau foc în încercarea de a le arde, de a le opri. Numai că erau atât de multe încât primele valuri erau arse și cădeau peste șanțurile înfocate, înăbușind până la urmă focul, urmând ca cele valuri din urmă să vină și să treacă mai departe, ca să pustiască totul. După o năvală ca și aceasta, pământurile rămâneau fără rod vreo 2 ani de zile. Roiul era distrus doar dacă condițiile climaterice contribuiau la exterminarea lor, vântul și ploile care să le împingă în mare. O năvală de lăcuste nu era puțin lucru. Dar tulburător în textul nostru este faptul că ni se spune că această calamitate era trimisă de Dumnezeu. Și atunci, o lecție de viață pentru noi? Calamitățile naturale poartă în ele un mesaj de la Dumnezeu. Ele pot avea rolul de a-mi întoarce privirile înspre El. Din Scripturi vedem că uneori Dumnezeu trimite sau îngăduie calamități naturale pentru a-și transmite mesajul către o națiune, către o regiune, către o localitate, către o gospodărie. Indiferent cine sau ce a cauzat calamitatea, aceasta ar trebui să genereze un timp de reflecție personală și comunitară legată de relația noastră cu Dumnezeu. Iată o învățătură importantă pentru noi. Treci prin anumite calamități personale? Indiferent de proveniența acestora, ia-ți timpul de a-ți evalua viața. Poate că Dumnezeu vrea să-ți atragă atenția cu privire la ceva ce nu ai făcut sau ceva ce ar trebui să faci. S-ar putea ca năvala lăcustelor să nu înceteze decât atunci când pricepi vorbirea lui Dumnezeu pentru tine.
În ce privește consecințele invaziei lăcustelor, și aceste consecințe poartă învățătura pentru noi cei de astăzi. Să ne uităm în textul biblic. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă, l-a trântit jos, mlădițele de viță au ajuns albe. Versetul 10. Câmpia este pustită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Înmărmuriți plugari, vă uitați-vă vieri din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Versetul 18. Cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă. Capitolul 2, versetul 9. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului, preoții și slujitorii Domnului jălesc. Ororile unei invazii de acest fel sunt de nedescris. Dar invazia de pe vremea lui Ioel a fost una absolut neobișnuită. Versetul 1 ne spune aceasta. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? În alte cuvinte, până acum o astfel de invazie n-a mai avut loc niciodată de asemenea dimensiuni. Invazia lăcustelor are 4 consecințe descrise în text. Regnul vegetal este distrus. Plantele, chiar și coaja copacilor, au fost mâncate. Pustia a rămas în urma lor. Regnul animal este afectat. Animalele rămân fără hrană. Regnul uman este afectat. Mâncarea și băutura oamenilor dispar. Și regnul spiritual este afectat. Darurile pentru casa Domnului se opresc. Nu mai este de unde să fie aduse. Preoții nu mai au susținere. Observați cum invazia lăcustelor atinge toate cele 4 regnuri. Învățătura pentru noi? Calamitățile își extind consecințele asupra tuturor domeniilor vieții. Când natura este dată peste cap și nu mai funcționează cum trebuie, nu mai avem ce mânca. Foamea, setea, stresul subzistenței conduce la șubrezirea sănătății. Relațiile se tensionează, credința se dezechilibrează. Un soi de unecas nu vine niciodată singur. De aceea, aplicația pentru noi este evidentă. În textul acesta. De aceea, nu evita reflecția personală. Caută să afli ce încearcă Dumnezeu să-ți transmită, ca să nu ajungi ca lipsa mâncării să conducă la șubrezirea sănătății personale, care să conducă la tensionarea relațiilor cu cei apropiați, care să te înghesuie în colțul singurătății, care să-ți dezechilibreze apoi credința, care se poate pierde și odată cu ea și mântuirea ta. Dacă treci prin calamități personale, verifică-te. Poate Dumnezeu are un mesaj să-ți transmită. Textul nostru mai departe ne vorbește despre cauza trimiterii pedepsei. Ce anume a cauzat o astfel de intervenție divină? Idolatria? Nu. Imoralitatea poporului? Nu. Textul nici măcar nu le menționează pe acestea două. Problema era mai adâncă și mai subtilă. Pentru că idolatria și imoralitatea sunt doar consecințele a ceva mai mic, neobservabil, dar foarte nociv. Ce anume? Textul ne spune. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți. Vă uitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Și apoi în capitolul 2 cu 12, întoarceți-vă la mine cu toată inima. De fapt, vedem două cauze principale. Să ne uităm la prima. De ce această expresie bețivilor? Oare pentru că se bea vin? Nu prea cred. Vinul nu era interzis de Dumnezeu, ba mai mult era un semn al belșugului lăsat de Dumnezeu peste popor. Vinul era nelipsit de la sărbătorile poruncite de Dumnezeu, era nelipsit de pe masa evreului în fiecare zi. Atunci, de ce această expresie? Pentru că beau peste măsură? Se prea poate. Dar cred că semnificația expresiei duce dincolo de consumul de vin. Cred că are de-a face cu simptomele beției, acea tocire a simțurilor, atât fizice, cât mai ales morale.
are de-a face, de fapt, cu indiferența spirituală. Aceasta, cred că, este prima cauză a trimiterii lăcustelor, a pedepsei Domnului. Indiferența spirituală este sămânța păcatelor mai mari și mai urâte. Dumnezeu își aseamănă poporul, din punct de vedere spiritual, cu niște bețivi. Pentru că asta face băutura peste măsură, amorțește, creează o stare de indiferență la ceea ce se petrece în jur. Sinapsele gândirii sunt încetinite, reacțiile corpului sunt încetinite și necontrolate. Ce priveliște ești tu pentru lumea spirituală? Ați văzut vreodată un om biat pe stradă? Eu cred că da. Dintr-o anumită perspectivă, este o priveliște comică, dar din alta, tragică. Zilele trecute, un grup de copii trăgeau de un om biat ca să se distreze cu el. Ce imagine jalnică! Reacțiile lui erau absolut lamentabile. Copiii râdeau la maxim. Vorbele erau împleticite și penibile. Oare nu cumva unii dintre noi, din punct de vedere spiritual, ne comportăm ca niște bețivi, moleșiți, cu reacții încetinite, necoordonate, caragioase? Ce priveliște ești pentru lumile spirituale? Lumea spirituală a vrășmașului râde de noi, trăgându-ne încoace și încolo, privind la reacțiile comice și la vorbele neinteligibile pe care le rostim? Un spirit amorțit de băutura păcatelor sau a ignoranței noastre spirituale ne transformă într-o priveliște de râs. Poate că asta vrea să spună prorocul Ioel celor de astăzi: treziți-vă, bețivilor, din acest punct de vedere spiritual. Care este starea ta spirituală? Una de om treaz, încercat, brav, disciplinat, sau una de om biat, moleșit, împleticit? Letargia spirituală este unul din germenii idolatriei și imoralității. Omul indiferent față de Dumnezeu, amorțit în relația cu El, tinde să se lase purtat de pornirile firii pământești. Care sunt lucrurile care te amorțesc în relația ta cu Dumnezeu? Băutura sau viciile fizice? Nu te juca cu acestea. Nu le tolera, fă tot ce poți să scapi de ele până nu-și pun gheara definitiv pe tine. Care alte lucruri? Lecturile tale? Ai grijă la ele. Vizionările? Poate tocmai te uiți la un serial care îți încălcește de tot valorile? Locurile frecventate? Relațiile întreținute? Focalizarea pe valorile lumii? Lipsa de scop în viața spirituală? Lenea? Care sunt lucrurile care te amorțesc în relația ta cu Dumnezeu? Trezește-te, este mesajul lui Ioel. Te preocupă lucrurile care țin de relația ta cu Dumnezeu la fel de mult cum te-au preocupat atunci când te-ai întors la El? Cred că păcatul cel mai răspândit în bisericile noastre nu este adulterul, deși este prezent și acesta. Nu este ura sau prejudecățile, deși și acestea sunt prezente. Nu este bârfa, deși o întâlnim prea des, ci este indiferența față de Dumnezeu. Să nu uităm că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, ne spune Petru. Dumnezeu condamnă cu toată seriozitatea indiferența spirituală. Și apoi textul nostru ne arată o a doua cauză a pedepsei Domnului peste popor. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Capitolul 2, versetul 13. Sfâșirea hainelor era un semn al pocăinței, un fel de a zice: îmi recunosc public păcatul. Expresia sfâșiați-vă inimile, nu hainele, arată clar că poporul se căia de ochii lumii într-un mod formal
Și aceasta ne conduce să vedem această a doua problemă a poporului, formalismul religios în care se complăceau, religie fără Dumnezeu. O mare lecție pentru noi. Religia poate fi cea mai eficientă formă de rezistență împotriva lui Dumnezeu. V-ați gândit la aceasta? Religia poate fi cea mai eficientă formă de rezistență împotriva lui Dumnezeu. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu să vii la biserică, la El, și să nu-L cauți pe Dumnezeu, să nu vii pentru El. Este complet nefolositor celui ce-L practică. Vorbesc de formalismul religios. Dacă viețile noastre de creștini nu provoacă în ceilalți întrebările potrivite, precis ceva este greșit acolo. Formalismul religios este extrem de periculos pentru cel ce-l practică, pentru că îi dă iluzia că este bine cu Dumnezeu, că face tot ceea ce trebuie în relația cu El. Formalismul religios este extrem de periculos. De ce mergi la adunare? Că așa se face duminica? De ce îți pui rugăciunile cu voce tare în public? Pentru a umplea timpul? Pentru ca să dai bine? Pentru imagine? De ce cânți? De ce slujești? De ce predici? Și cum te pregătești pentru predică? O întrebare crucială pentru evaluarea gradului de formalism religios este: de ce fac ceea ce fac? Care sunt realmente motivațiile mele? Și eu cred că prorocia lui Ioel are să ne spună ceva și cu privire la acest aspect al formalismului religios. Ce e de făcut? Dumnezeu niciodată nu mustră fără să indice și soluția, fără să deschidă și ușa iertării. De aceea citim în Ioel 2:12, dar chiar acum, zice Domnul, dar chiar și acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Încingeți-vă, preoți, și plângeți, continuă textul. Bociți-vă, slujitori ai altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrân, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Sunați cu trâmbița din Sion, în capitolul 2, veniți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrân, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei, preoți, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de batjocura popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Ce ai de făcut? Dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, nu poți rămâne nici tu la fel. Trebuie să iei niște măsuri. Dacă nu-ți plac lucrurile pe care le primești, schimbă lucrurile pe care le dai. Ce ai de făcut? Ne întrebam. Două observații. Întoarcerea la Dumnezeu trebuie făcută împreună cu toții. De la mic la mare, ne spunea textul. Întrebarea aplicativă pentru noi: ce ar trebui să facem ca și comunitate ca să oprim indiferența și formalismul religios care se strecoară în bisericile noastre? Schimbarea trebuie pornită și coordonată de cei care conduc poporul. A doua observație. Nu putem aștepta ca adunarea să se ridice și să coordoneze întoarcerea la Dumnezeu. Ce să facă cei care conduc biserica? Textul ne spune să plângă, adică să se mărturisească între tindă și altar. De ce între tindă și altar? Poate și pentru faptul că între tindă și altar se aflau masa cu pâinile pe partea dreaptă și masa cu menora, sfeșnicul cu cele 7 lumini care sunt ochii lui Dumnezeu, ce se uită peste cele 12 pâini, semințile lui Israel.
iar altarul este cel al tămăierii, adică acolo unde Dumnezeu se întâlnește cu poporul. Ce să facă conducătorii poporului? Să se mărturisească între tindă și altar, să-și plângă păcatul chiar la locul faptei și să se roage și să ceară îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul lui, să ceară ridicarea ocării de peste copiii lui, să ceară ca numele Domnului să fie reabilitat înaintea lumii. Ce de făcut? Cu toți împreună, de la mic la mare, să ia măsuri. Și aceste măsuri să fie coordonate de cei care conduc poporul. Pe 26 aprilie 1986, într-o zi de sâmbătă, reactorul numărul 4 de la Cernobâl se încălzește și explodează. Explozia a fost doar o fracțiune din mărimea bombelor atomice lansate la Hiroshima și Nagasaki, dar cantitatea de radiații emanată a fost de 400 de ori mai mare. 31 de oameni au murit pe loc. Norul radioactiv a călătorit spre Europa de vest, ajungând până în Suedia și Anglia. Se crede că, se presupune că 93.000 de oameni au murit ulterior din cauza radiațiilor. Radiațiile sunt periculoase pentru că sunt invizibile, inodore, insipide, acționează în tăcere, discret, conducând la cancer sau mutații genetice grave. Indiferența și formalismul religios sunt radioactive, deși invizibile, inodore și insipide. Ele acționează în tăcere, dar decisiv.